Protest cu scandal la Ministerul de Interne. Câțiva membri ai organizației Hyde Park au fost la un pas de a fi duși la poliție, tocmai pentru că protestau față de o altă reținere. Ei și-au exprimat nemulțumirea față de arestul de acum două săptămâni a doi membri care participau la manifestațiile dedicate Unirii Basarabiei cu România. Ne intimidați! Și acolo se indie pe 50 de metri de la instituție. Puțin, dar zgomotoși membrii Hyde Park au venit la Ministerul de Interne nemulțumiți că doi membri a organizației au fost arestați de poliție acum două săptămâni. Au ținut în izolatorul de poliție peste noapte doi participanți la acțiune, ca abia dimineața să-i ducă în instanța de judecată și n-am reușit să aflăm măcar de ce sunt învinuiți. Ne-au torturat, ne-au luat, ne-au sustras bunurile materiale, percheziție corporală, fără niciun act. Ilegal totul. Scenariul de acum două săptămâni a fost cât pe ce să se repete, chiar dacă protestul ca și atunci a fost autorizat. 50 de metri. Unde parte au pus? Arătați-mi, vă rog, parte au pus. Parcei tot parte. Păi da, dintr-o cameră din interne, uite cât este de lucru. Dacă aveți de gând spichetat, anulează legea sau normal, dar nu faci să acum anulează legea sau nu. Vă rog, scuze-te, unii e greu să vorbesc tot odată. Vă dau termen să vă conformați cerințelor dispuse primar. Cu care datem nevoiți să intervenim pentru a respecta cerința primarului. Deci, domnul primar, la ziua de ieri a modificat dispoziția. 50 de metri de la sediul Ministerului de Interne. Poftim dacă s-o cotim, așa 50 de metri nu sunt. Până la urmă, protestatarii s-au conformat cerinții polițiștilor. Noi suntem sigur că mai mult de 50 de metri. Hyde Park a organizat la 27 martie un lanț viu al Unirii, marcând astfel 90 de ani de la votarea actului de unire dintre România și Basarabia. Poliția a reținut atunci doi membri a organizației, deși manifestarea era autorizată de primărie.